Bine v-am regăsit la Super Pariuri pentru o super duminică, un super Sunday, ar spune englezii, și da, despre un meci din campionatul Angliei, din Premier League o să discutăm astăzi, dar nu doar despre un meci din campionatul Angliei, pentru că și din Italia ne face cu ochiul un meci foarte, foarte bun în Serie A. Vorbim astăzi despre Manchester City, Manchester United, derbiul orașului Manchester, și despre Napoli-Milan, un foarte, foarte tare meci de derby de clasament în Serie A, un meci care poate avea implicații în lupta pentru titlu. Începem însă cu duelul de pe Etihad, unde Manchester City evident este mare favorită în fața lui Man United. Nu știu în momentul ăsta în fața cărei echipe pe teren propriu jucând Manchester City n-ar fi favorită. Cred că nici cu Bayern, nici cu Liverpool și așa mai departe, pe teren propriu. Apoi în deplasare, în fine, mai putem discuta, dar pe teren propriu e greu să găsești, cred imposibil să găsești astăzi o echipă împotriva căreia Manchester City să nu aibă o cotă de genul ăsta, poate ceva mai mare, depinde de adversar. Mică totuși cota pe victoria lui Manchester City, mai ales că victoria asta e obligatorie. În momentul înaintea etapei, City are doar 6 puncte peste Liverpool, dar Liverpool are un meci mai puțin disputat. Sigur, City s-a calificat mai departe în cupă, dar n-a avut un adversar fantastic acolo. United n-a mai jucat în cupă pentru că a fost eliminată, iar în campionat a făcut un egal acasă cu împotriva celor de la Watford. În tur pe Old Trafford a câștigat City și din nou, cota pe victoria celor de la City e destul de mică. Așa că o să ne orientăm pe altceva, să găsim alte lucruri. Hai să vedem cum sunt împărțite golurile, de exemplu, golurile celor două echipe pe reprize. Prima repriză este cu albastru, a doua repriză este cea cu mov. Manchester City e prima care are și mai multe goluri marcate. Și dacă ne uităm, diferența e frapantă la Manchester United, nu atât de mare la Manchester City, dar frapantă la Manchester United. 13 goluri în prima repriză doar și 31 în repriza a doua, în vreme ce la City e cât de cât echilibru, cu un mic plus pentru repriza a doua. Ok, deci acestea fiind spuse, de ce n-am mizat pe gol în repriza a doua? Mai multe goluri așadar s-ar marca în repriza a doua pe această cotă de 2.05. Și pentru a doua idee de pariu, pentru că vă propunem două idei de pariu și un super pariu și o idee de super pariu aici, hai să vedem echipele din Premier League cu cele mai multe cornere. E un pariu care ne iese în 90% din cazuri. Acum depinde foarte mult unde vă opriți, care e borna de la care vreți să porniți și care e cota care vă face evident cu ochiul. Cele mai multe cornere din Premier League le are Manchester City, evident. Liverpool vine undeva pe acolo, dar nu Liverpool ne interesează pe noi. Man United n-apare aici, ar trebui să fie cumva Man United cam pe unde sunt eu. Aici undeva la 5 și un pic, 5,2 e media celor de la Manchester United. Dar aș zice că am putea să ne ducem fie spre numărul total de cornere în meci, dar mai degrabă, știind cam cum se desfășoară meciurile pe teren propriu ale celor de la Manchester City, ne vom duce spre ei. Peste 7,5 cornere Manchester City, cota este de 1,80. Dacă vă doriți ceva mai mult, o cotă ceva mai mare, ridicați puțin și mergeți. Ștacheta, ridicați borna, mergeți la peste 8,5 cornere și depășiți 2 la cotă. Noi rămânem însă pe ideea asta, peste 7,5 cornere pe cota de 1,80. Iar superpariul pe care noi vi-l propunem pentru acest derby dintre City și United, mizăm pe goluri, peste 2,5 goluri pe meci, mizăm pe cornere în meci, ne gândim că poate ne va ajuta și Man United din punctul ăsta de vedere, peste 9,5 cornere în meci, cota este de 2,25 și din nou aici puteți găsi foarte multe idei de superpariuri și unele dintre ele chiar cu cotă semnificativ mult, mult mai bună. Ne ducem spre Italia acum, spre Serie A, foarte tare meciul dintre Napoli și Milan, lider Napoli înainte aceste etape. Discutăm de clasamentul de dinainte etape, pentru că așa este corect.
Asta după ce etapa trecută Napoli a câștigat cu Lazio în ultimul minut, iar Inter și Milan au făcut doar rezultate de egalitate cu adversari ușori. Mai bună pe gol averaj este Napoli. Sunt la egalitate cele două echipe, dar pe gol averaj stă mai bine Napoli. Așa că ea are ascendentul ăsta al liderului și, evident, și avantajul terenului propriu, de unde și statutul de favorită pe care Napoli l-are, cum vedeți pe aceste cote generale. Să vedem ce putem găsi noi aici la această partidă. Dincolo de rezultat, putem miza pe Napoli. Ok, Napoli e iarăși o echipă imprevizibilă. Putem miza și pe Milan, că și Milan are valoare să câștige. Poate câștiga Napoli. Milan la Napoli poate câștiga foarte ușor și Napoli, mai ales că meciul tur a fost câștigat de Napoli. Ceea ce vedem noi însă acum sunt golurile marcate în acest sezon. E o ierarhie, un clasament al golurilor marcate în acest sezon. Milan are 53 de goluri, Napoli e aici undeva lângă mine. Dar vorbind de goluri marcate pe partidă, Milan are în 10 din ultimele 11 meciuri jucate, are cel puțin 2 goluri. Ok, noi mergem pe ideea că ambele echipe vor marca. Sunt două echipe care dau goluri. Diferența nu e mare între cât marchează Milan și cât marchează Napoli. Rămânem pe un pariu de siguranță, totuși, acest GG pe cotă de 1.75. GG 3+, ne-a făcut cu ochiul inițial. Foarte bună, foarte, foarte bună cota pe GG 3+. Însă pare mai sigur acest GG, pentru că ne poate duce și spre un rezultat de egalitate, un 1-1 la finalul acestei partide. Ceva mai devreme, dacă vă amintiți, la City United am văzut golurile celor două echipe împărțite pe repriză. Repetăm și aici experimentul și vedem și aici cam același lucru. E un pic mai mult față de Man United de mai devreme, e ceva mai mult echilibru, 21 de goluri Napoli în prima repriză, 24 Milan, 28, respectiv 29 în repriza a doua. Așa că dacă mai devreme am mers pe această idee, pe goluri mai multe marcate în repriza a doua, hai să încercăm și aici. Mai multe goluri marcate așadar în repriza a doua, aici ne oferă o cotă, ideea asta, pariul ăsta ne oferă o cotă de 2.10. Iar super pariul pentru această partidă, nici aici nu ne-am dus spre o cotă extraordinară. Am găsit o cotă de 3 pentru cele mai multe goluri marcate în repriza a doua și minim o repriză se termine la egalitate. Nu excludem rezultatul de egalitate la finalul acestei partide. Cota este de 3.